Au recitat poezii și au interpretat cântece pe versurile marelui scriitor al neamului Dumitru Matkovski. Este vorba despre 20 de copii și tineri din câteva localități rurale ale raionului Ungheni, care au participat la etapa zonală a festivalului concurs raional cu genericul Armoniile Sufletului. Copiii și tinerii din localitățile rurale sunt îndrăgostiți de creația marelui scriitor și poet al neamului Dumitru Matkovski. Au demonstrat acest lucru peste 20 de participanți din câteva sate ale raionului Ungheni, care au evoluat în cadrul etapei zonale a festivalului concurs raional cu genericul Armoniile Sufletului. Ei au recitat poezii și au interpretat cântece pe versurile regretatului scriitor. Cine păcânește dorul? Care dor? Acel de țară? Vorbe goale, dor nici nu-i. Dorul lacrima amară, veacul moldoveanului. Anul 2014 este dedicat marelui scriitor și poet al neamului nostru, Dumitru Matkovski. Suntem în prima zonă din cadrul festivalului concurs Armoniile Sufletului, zona Cornești, care gazda a fost satul Condrătești. Mă bucură faptul că concetățenii noștri cunosc pe mari oameni de vază, de cultură, care sunt, au fost și vor fi mari patrioți ai neamului. Chiar vă îndemn să ne cunoaștem cât mai bine nu doar strămoșii noștri, dar și contemporanii. Participanții la concurs susțin că astfel de evenimente sunt nespus de așteptate, în special în zonele rurale. În special pentru zonele rurale, eu cred că astfel de concursuri sunt foarte importante. Adică majoritatea sunt foarte rare la nivel de raion. Și aceste concursuri eu consider că sunt foarte binevenite. Am venit cu un program din un cântec și două poezii. Cântecul Urare de viață lungă și poezia Părinții de Dumitru Matkovski și Copilăria de asemenea de Dumitru Matkovski. De mic copil îmi place să cânt și de aceea am hotărât ca să particip la aceste concursuri. Astăzi am cântat Măi Băghiță Petre Măi. Este o piesă scrisă de Dumitru Matkovski. Cei mai buni participanți la etapa zonală a concursului raional Armoniile Sufletului s-au ales cu diplome și premii bănești din partea organizatorilor. Totodată ei vor participa la etapa finală a concursului, care va avea loc în luna noiembrie.